Ce pasă pune Jebari, s-a pripit acolo Marc Kovac, mingea rămâne totuși în posesia ciucanilor. Marc Kovac din nou la finalizare, în două rânduri tânărul jucător de bandă dreaptă al lui Robert Irieș are șansa să marcheze. Trimisă în zonă centrală, ajunge foarte bine la Anderson, care din întoarcere șutează puternic pe lângă poarta lui Paul Toroc. Ce bine se descurcă Anderson, șutează de la mare distanță, dar ce bine lovește mingea. Iată atac frumos și este gol pentru Miercurea Ciuc, minutul 17. Iată-l pe Dolnice, bine se demarcă. Minge pe culoar din prima, fără preluare, șut puternic și Paul Toruc este învins pentru prima oară. Pasa decisivă a venit de la Attila Ciuroș. Foarte, foarte frumos acest gol și faza în sine. Ce s-a lăsat și gazon bun. Centrare în careul gazdelor, o deviere acolo și foarte aproape de a înscrie CSM Slatina. Atent însă Simon Mate, a fost reluarea cu capul lui Cătălin Doman, care vine mereu din linia a doua. Intervenția lui Marcovaci, balul ajunge la Călin Toma, care a dat cu toată forța de care dispune în acest balon, care însă refuză să iasă din suprafața de joc, relaxată defensiva Ciucului. Atenție! Șut puternic, este gol! Marcat de Radu Constantin, minutul 32, 1-1. Radu Constantin aduce egalarea. Mingea vine de la adversar, perfect. I-a pasat acolo. Cred că Ciuroș, da, Ciuroș a fost cel care i-a pasat perfect lui Constantin Radu. Acesta preia și îl învige cu un șut sec pe Mate. Încălcăi pentru Dolni și un șut acum de la distanță a lui Jebari în blocaj. Balon pe care îl recuperează Silaghi. Pe Francisco, șutează la colțul scurt, gol! Senzațional! Ce primă repriză avem! Iată-l pe Francisco Anderson seara, învingându-l cu un șut din afara careu de 16 metri pe Paul Toroc, minutul 37, Ciucul este din nou la conducere. Atacă formația gazdă, Galandrezi șutează, gol! Absolut superb! Două reușite nemaipomenite, Francisco Anderson, iar acum Peter Galandrezi din minutul 49. Iată, preia undeva la 35 de metri de poartă adversă, nimeni nu iese în întâmpinare, ajunge la 18 metri și le execută pe tânărul Paul Toroc. Atent, concentrat acolo Dolni, minge în posesia gazdelor, aproape de gol și este gol! Minutul 62, totul a plecat de la ceare până din margine. Combinație frumoasă, mingea vine de la Anderson seara și Ciuroș îl învinge pe Paul Toroc. Ce bine pleacă după ce îi pasează lui Anderson seara. Pasează și continuă acțiunea, nu stă pe loc. Constantin Radu, Constantin Radu centrează, trică, blocat însă de David Kelemen și va fi lovitura de colț pentru CSM Slatina. La poarta gazdelor, aproape de a marca veteranul Năstăsie. Încă o dată Năstăsie, servit excelent de Constantin Radu, șutează din poziție bună, departe, departe de buturile lui Simon Mate.
Giugani aproape de un nou gol, contraatac acolo, scapă foarte bine, atenție, Dortmund, gol! Dortmund, ce contraatac absolut superb! Ce ușor câștigă acest duel cu cine? Cu Denis Dragoș, și îl execută pe Paul Toroc.